Politicienii de la PNCC de Prahova și-au prezentat astăzi candidații la alegerile locale de luna viitoare. În cursa electorală s-au făcut înscrieri pentru 19 localități, existând liste complete pentru 7 dintre ele. Se așteaptă rezultate bune la Vălenii de Munte, Filipești de Târg, Scorțeni și Ploiești, unde din cursa electorală ar trebui să iasă învingător cel puțin 4 consilieri locali. Așteptăm rezultate mult mai bune decât am avut la precedentele alegeri în 2008. Astfel, la Vălen de Munte sper să realizăm un scor electoral foarte bun. Eu chiar sper la primăria orașului Vălen de Munte. Candidatul la fotoliul de primar i-a dojenit pe contracandidații săi pentru tertipurile la care apelează pentru a strânge în jurul lor cât mai mulți alegători. Domnul Volosevic face referiri la faptul că domnia sa, ca și cum ar vorbi de propriul buzunar, dă gratuit termopane și pune, anvelopează blocurile. Corect ar fi fost să fie trecut Consiliul Local, nu domnia sa. Mi se pare un demers, n-aș vrea să jignesc, un demers mult prea, da, ipocrit atunci, spune. Așa. Iar domnul Bădescu, am văzut la domnia sa că vrea să rezolve problema câinilor comunitari prin foarte multe like-uri pe Facebook. Aceștia au o propunere mai viabilă, spun ei. Punem în slujba ploieștenilor cu expertiza pe care o avem în domeniul societății civile și anume pe data de 30 vom organiza o audiere publică prin care cerem părerea cetățeanului, iar ceea ce vom colecta ca soluții din partea cetățenilor va fi propus în Consiliul Local ulterior, indiferent în ce componență ar fi acesta. Noi sperăm ca în această bătălie să ieșim cu rezultate bune și de ce nu, chiar zic eu că poate, să nu supralicitez, să și câștigăm. Că de asta ne-am și angajat în bătălia asta electorală. La ora actuală, PNCCD are 672 de membri de partid, grupați în 32 de organizații la nivelul județului Prahova.